E o vorbă, vine vacanța cu trenul din Franța, apoi vine la Dr. H cu Loredana Latici. Bine revenit, draga mea, să mulțumesc tare mult! Bine v-am regăsit! Vine 1 mai, da. Sărbătoare muncitorească, da, era odată. Acum nu știu exact cum o să o definim, dar hai să vedem cum să o petrecem așa cum se cuvine, pentru că se anunță câteva zile de relaxare totală. Asta dacă știm să le facem să fie relaxante. Absolut, dacă știm să le facem să fie relaxante, pentru că uneori se întâmplă exact opusul. Da, așa e. Ajungem după o perioadă destul de lungată să vrem o vacanță și când încolo ce să vezi? Tocmai te ceri cu soțul, tocmai te ceri cu copiii, tocmai te ceri cu părinții, tocmai se întâmplă ceva. Sau tocmai îți dai seama că nu ai ce să faci. Da. Da? Da, da. De aceea, cumva, cred că devine foarte important momentul în care sărbătorim ceea ce am făcut până la momentul respectiv. Și aici am sesizat de-a lungul experienței mele de lucru cu clienții că oamenii nu prea sărbătoresc. Culmea, adică... Ce înseamnă a sărbători, de fapt? În primul rând, a-ți recunoaște ceea ce deja ai obținut. Este posibil să se întâmple situația de genul următor: îmi doresc foarte mult să obțin ceva, lucrez foarte mult la un proiect, obțin rezultatele pe care mi le-am dorit, câteodată poate chiar mai mari, și zic, a, e normal, e normal, aia, ce mare lucru, normal, hai, următorul proiect. Și uite, așa sar din proiecte în proiecte și uiți să celebrezi propria ta genialitate în ceea ce deja ai făcut. Așa și în vacanță. Așa. De aceea cred că este, mai ales că vine 1 mai, Da, este o ocazie da. Extraordinară să celebrezi. Să celebrezi relația pe care o ai, să celebrezi modul în care tu ai trecut, poate de la ultima vacanță până acum, și să faci acele, habar n-am, activități care ție îți fac plăcere. Bun. Când ne gândim la 1 mai, ne gândim să ieșim la mare, da, pentru prima dată, ne gândim să ieșim la iarbă verde sau la un picnic, da, așa că sfârâie Bucureștiul de mici Și de și de miros și așa mai știu eu ce, și nu doar Bucureștiul. Mergem la mare și uităm de noi așa câteva ore bune pe plajă, da, și ne trezim a doua zi cu dureri de cap sau mai știu eu cu ce, cunosc cei avizați, așa. Și uite că a trecut o sărbătoare și mergem la serviciu, vorba ta, foarte obosiți, da, și cu o indigestie eventual, că de la prea mulți mici nu ne așteptăm la lucruri bune. Vreau să reînvățăm să sărbătorim, da? Cum ar trebui să sărbătorim la mare, de exemplu, sau la un picnic? Păi, cred că fie că alegem marea, fie că alegem picnicul, să alegem acel ceva care ne face plăcere. Este primul lucru. Păi, și dacă plăcerea noastră sunt micii? Dacă plăcerea noastră sunt mici, mergem la picnic. Am înțeles. Absolut. Cumva să ne ascultăm corpul, să vedem de fapt, ok, mie ce îmi place cu adevărat. Dacă tot am 3, 4, 5 zile sau 2 zile libere, cum le pot face să fie agreabile pentru mine? Și dacă, să spunem, cei care se uită acum acasă, da, o persoană nu agrează marea și totuși se duce la mare pentru că așa se poartă, mă îndoiesc că vacanța aceea va fi ceva pe placul ei. Pentru că în momentul în care va ajunge la mare, va descoperi că valurile sunt nu știu cum, că vremea e nu știu cum, că oamenii sunt nu știu Când cum, nisipul e indiferent rece ce. sau mai Da. știu eu ce. Că adie vântul din stânga și nu din dreapta. Indiferent ce se întâmplă, va găsi motiv de crocoteli și automat în grupul din care va face parte, va fi un fel de Gigi Contra. Da, pentru că Sună dorea să foarte, vină. foarte frumos cuvântul crcotel de la tine. Mi-a plăcut tare mult să știi, acolo m-am dus cu gândul. Apropo de crcoteli, noi vrem să avem oameni de succes. Tu pentru asta militezi. Absolut, Vrei să avem absolut. femei de succes. Da. Femeia de succes, din punctul meu de vedere, are un ritm de viață sau are câteva norme pe care le urmează, tocmai pentru a fi odihnită sau aptă de a merge mai departe. Hai să-i dăm femeii de succes câteva repere pentru o vacanță bună, sănătoasă pentru organism, minte, trup și așa mai departe, suflet. În primul rând, să-și aleagă o vacanță cumva care să-i facă plăcere. O locație care să-i facă plăcere, un anturaj care să-i facă plăcere și nu pentru că am mers de fiecare dată în vacanță cu 10 prieteni, hai să merg și acum, cu toate că ne certăm de fiecare dată. Da. Adică, Da. foarte important, eventual să aibă curajul să-și asume să schimbe gașca. Da. Să schimbe, da? Da. Cumva să fie ea autentică. Cumva să stea cu ea, eu știu, 5 minute și să zică, ok, cum ar arăta vacanța mea ideală? Ce oameni ar fi în vacanța respectivă? Unde ar fi vacanța respectivă? Ce buget aș dori să investesc și aș fi confortabil cu acel buget? Cumva să mă ascult pe mine, să văd ce contează cu adevărat pentru mine. Și atunci, sigur, vacanța iese bine. Plus, așteptările pe care le avem de la vacanță.
Adesea ne facem așa un câmpionat din acela de activități, când plecăm de acasă, da. Și eu stau la birou și zic, ce mi-ar plăcea să fac? Și încep. Și fac acolo vreo 30 de activități și ajung, vacanța durează 3 zile. Bineînțeles că nu reușesc să fac cele 30 de activități și ajung frustrată și, aoleo, n-am reușit și uite. Nu e un job. Vacanța nu e un job. Vacanța e ceva ce faci atunci ce simți. Dacă tu te simți că vrei să stai cu burta la soare, stai cu burta la soare. Dacă, din contră, tu te simți că vrei să stai cu burta de mici, stai cu burta de mici. Ce simți tu să faci, aia să faci. Este vacanță, nu un job. Nu ai un script. Nu ai o listă de sarcini să bifezi acolo ce ai de făcut. Cu toate că așa facem de cele mai multe ori. Da, și vorba ta, dacă în trend este să mergi la mare, merg la mare, pentru că eu sunt o persoană care accesează toată informația nouă. Bun, dar ce se întâmplă cu faptul că există și persoane care ne dau rețeta unei vacanțe perfecte, da? Și iată că, pe lângă faptul că dezvoltă o frustrare pentru foarte multe persoane, nu cred că există o vacanță perfectă general valabilă. Absolut, cum să existe când oamenii sunt unici? Uh-huh. Cum să existe? Noi două agreiem și vedem lumea prin patru ochi, câte două perechi de ochi diferite. Așa e. Și atunci cum să fie vacanța mea perfectă cu vacanța ta? Bun, suntem într-un cuplu, ne imaginăm, da? Da, aici e distracție. Da? Ea vrea la mare, cum aș și eu, el vrea la munte, cum ar fi soțul meu. Da, da, ce așa face? E. Stăm acasă. De cele mai multe. Da. Deci de cele mai multe ori așa se întâmplă. Așa. Sau dacă unul cedează în favoarea celuilalt, are grijă să-i scoată ochii pe toată vacanța. Corect. Sau după vacanță. Hai, fie. Sau ai după vacanță. Ce-am făcut eu pentru tine. Absolut. Corect. Absolut. Și trece la catastif acolo. Așa e. La lucruri de făcut. În aceste situații, ambii sunt foarte importanți. Și atunci probabil că o soluție în care împăcăm și capra, împăcăm și varza, ar fi cea mai de preferat. Corect. Adică, în limita unui buget de sine stătător și cumva bine stabilit de ambele părți, da? Pentru că eu văd cumva o relație formată din doi oameni care sunt de fapt o echipă. Uh-huh. Și dacă un membru al echipei este nemulțumit, îl va atrage și pe celălalt membru. Și atunci, dacă tot se întâmplă lucrurile astea, hai să fie ambii mulțumiți. Cum? Mergem o zi, două la mare și mergem și o zi, două la munte. Și ne stabilim bugetul, adică cumva luăm din calcul că nevoile tale sunt egale cu nevoile mele ca și importanță, nu ca și corect, cantitate. Corect. Tu ești de asemenea un om extraordinar, faci parte din echipa mea, eu sunt un om extraordinar, fac parte din echipa ta, așa încât hai să vedem cum ne împăcăm. Și intervine negocierea. Poate anul ăsta avem buget doar pentru o săptămână la mare, să zicem. Ok, putem să mergem anul acesta la mare și anul viitor la munte. Corect, de acord cu tine. Dar să ne aducem aminte. Să ne aducem, nu uităm până anul viitor. Dar eu spun că probabil cel mai potrivit ar fi, pentru că este concediu și de o parte și de alta, să se împace și una și alta. Două zile jumate la mare, două zile jumate la munte. Sau să mergem la un centru spa unde avem un bazin. Reprezintă marea și o pictură cu un munte. El se uită la munte, eu mă lavă. Și suntem în ambele locuri, da? E chestie de negociere. Tu ne înveți să ne imaginăm. Ne imaginăm ce-ar fi să vină un val, iar soțul își imaginează ce-ar fi o aliere de vânt de munte. Și suntem veseli. Să știi că la fel de bine putem să facem vacanțele stând în fața calculatorului. Gândește-te că noi în fiecare zi avem cumva un fel de transă. Așa. Ca idee, ne uităm la televizor, la un film și râdem. Da. Și de fapt râdem în fața unui ecran. Da. Da? Sau plângem în hohote. Deci s-a terminat pământul la un film. Și e clar că e în mintea noastră. Și atunci ne dăm seama, Doamne, ce viață trăim. Da, așa. Același lucru putem face și cu vacanța. Putem să ne imaginăm în fiecare zi. Putem să facem ca atunci când eram copii. Ne jucam, nu știu, în țărână pe jos și ziceam că suntem la mare și noi eram mocile până la genunchi și spunea că eram mini porcișori acolo, știi? Exact. Dar noi eram la mare și valuri și uite așa nisip și ce țin eu, așa făceam eu. Noi ne băgam în butoi, știi? Și făceam valuri și eram la mare, da. Ai văzut? Și nu te distrai? Ba da. Acum intrăm în vană și facem valuri, da? Și suntem și la acolo. Mare, dacă vrem. Da, da, deci ne putem imagina că suntem oriunde și putem să trăim fericiți. Uh-huh. De aceea e foarte important când plecăm în vacanță să lăsăm treburile de job și toate cele acasă. Corect. Și să ne ducem în vacanță.
Da, și vreau să, uite, prin acest exercițiu, prin glumele astea ne-am dat seama și mă gândesc că și cei care ne privesc, poate că nu ne permitem, din motive financiare, absolut, de timp, absolut, să plecăm undeva, să ne creăm oaza noastră de vacanță, da, acolo în casă, da, făcând haz de necaz, vorba vine, dar de fapt este o alternativă pentru a-ți accepta situația și pentru a-ți da o șansă de a te relaxa până la urmă. Sigur, pentru că dacă nu ai bani în momentul acesta, nu înseamnă că nu vei avea și peste 5 ani sau peste o lună sau peste 5. Exact. Da? Hai să acceptăm situația de acum cu seninătate, cu speranță că este o situație provizorie, ca și o boală. Sigur. Da? E o chestie care a intervenit în viața noastră, avem ceva de învățat, ne pune ceva în față și mergem mai departe. Și ne facem oaza noastră oriunde în mediul în care trăim și e indicat chiar la birou, acasă, oriunde, să ne facem acel spațiu. E o chestie mititică, e o chestie în mintea noastră, de fapt. Nici nu e nevoie să se întâmple fizic, e în mintea noastră. Și să ne imaginăm pentru câteva secunde când, cât de bine ne simțim în locul în care noi ne dorim din natură, fie Alaska, fie Caraibe. Așa e, așa e. O ultimă întrebare, pentru că mai există o situație frecvent întâlnită și anume, deși este o vacanță general valabilă, există persoane care nu își pot lua această vacanță pentru că serviciul nu le permite. Așa este. Și se întâmplă să primești un telefon, alo, uite, e 1 mai, hai să ieșim la mare. Nu, că eu muncesc. Cum gestionăm această situație? Pentru că apare o frustrare. Ce? Eu nu am timpul liber, eu nu am voie să merg undeva, trebuie doar să muncesc. Și adresăm câteva mesaje imaginare șefului și așa mai departe, da? Ce facem în această situație? Cum gestionăm? Păi, cred că în primul rând alegem atitudinea pe care vrem să o avem. Dacă vrem să avem atitudine de victimă, de genul, uite cu ce mi se întâmplă, eu nu pot, eu nu aia, și cumva să devin chiar persecutor pentru celălalt, că uite tu cum faci și tu cum dregi, poate e chiar vorba de cuplu, da, da, în care unul muncește și celălalt nu, în perioada respectivă. Sigur. Asta e o formă de atitudine. O altă formă de atitudine ar putea să fie ok, asta este situația, să vedem cum reușim să ne simțim bine și chiar și așa. Exact. Hai să vedem de fapt ce putem să facem, că doar nu o să muncesc 24 din 24. Corect. Da? Muncesc 10 ore, 8 ore, 12 ore, depinde de la caz la caz. După aceea hai să vedem cum sărbătorim. Și bun, se pot găsi alternative. Fie că e vorba de un restaurant, fie că e vorba, nu am bani de restaurant, niciun fel de problemă. Pot să ies pe o pătuică în parc. Plouă în parc, niciun fel de problemă. Găsesc un foișor. Și stăm ca doi columbei. Găsim un foișor, nicio problemă, mă duc acasă. Mă duc acasă și îl găsesc la mine în fotoliu. Exact. Înțelegi? Exact. Adică dacă tu ai atitudinea potrivită, corect, și dacă îți dorești să faci armonie cu cel de lângă tine și în primul rând cu tine, pentru a fi în armonie cu el, că adesea spun acest așa lucru, e, lucrurile devin foarte simple și nu mai țin de bani. Sunt oameni care au foarte mulți bani și îi vezi în media, îi vedem peste tot și cu toate acestea sunt foarte nefericiți. Cu toate acestea se despart în vacanțe, cu toate acestea își aruncă noroaie de la stânga la dreapta și se întâmplă atâtea lucruri. Deci banii, doar în mintea mea, dacă eu vreau și mă încăpățânesc să-i găsesc o scuză că din cauza lor sunt nefericit, atunci da, pot să o fac. Dar în realitate nu banii mi-aduc fericirea sau nefericirea. De acord cu tine și îți mulțumim frumos pentru acest mesaj. Împreună cu tine învățăm să gândim altfel, să abordăm altfel lucrurile, da, și să facem din, cum mai ziceam și cu alte ediții, din fiecare zi și din noi o, nu știu, o viață și o persoană mult mai capabilă. Da, de fapt asta mult e. Mai să nu rămânem, da, să nu rămânem în niște, nu știu, norme. Așa, da, este. Că dacă așa nu e așa, nu e bine, pentru că chiar că nu e bine, dar păi nu e bine nu pentru e bine. Psihic, da? Într-adevăr. Îți mulțumesc tare mult. Vine 1 mai, să petreci frumos. Mulțumesc. Așa, ce faci de 1 mai? Încă habar n-am. Încă n-am habar n-ai. Da, aștept momentul ca să vină. O da, invitație potrivită, da? Păi știi cum este? Cum am spus la început, oameni, dacă ți-au ce aminte, anul acesta fac ce simt. Bravo. Așadar, dacă de 1 mai o să simt că vreau să-mi umplu burta de mici, mă voi duce la mici. Dacă din cont eu voi simți că vreau să-mi umplu burta de soare, mă voi duce la soare. Perfect. Bun. Uite, încă habar n-am. Ai zis un lucru frumos, mai ții minte ce am spus eu la început de an? Da. Închem acest moment cu o întrebare. Mai țineți minte ce v-ați propus la început de an? Și poate ar fi bine să vă dați un răspuns în această mini-vacanță. Da, da? Mulțumesc tare mult pentru prezență! La final de Dr. H și nu uitați de premiile noastre, Centrul Vivamus România ne este alături și cal de mulțumiri și florăriei Fuchsia pentru că ne aduce colțul de natură. Vă dorim să aveți o duminică frumoasă și o săptămână cu oameni dragi alături și nu uitați, nu trăi pentru a fi fericit, fi fericit pentru a trăi. Cu drag, la revedere!